cei care stau în jurul lui la un moment ăsta, îi deformează părerea, nu îi spune exact realitatea cum îi spuneam eu la un moment dat, și, când, și cu bune și cu rele. Și se pare că el este pe în altă realitate, nu cea în care se află. Pentru că altfel nu-mi explic de ce joacă, inexplicabil de ce joacă așa slab. Dar probabil cei care îl povățuiesc pe lângă el nu îl povățuiesc cum trebuie. Eu așa cred. Probabil a fost și automulțumire faptul că a ajuns la Standard Liege, a crezut că gata, sunt în al nouălea cer. Dar acolo trebuia să muncească mult mai mult decât a făcut-o în țară. Dar se pare că era ocupat cu alte treburi. Asta e. Ce mesaj ați avea pentru colegii lui din prezent, pentru colegii pe care îi va mai avea la echipa națională, pentru antrenorii cu care lucrează? Bună întrebare, că chiar vreau să spun acest lucru. Vreau să cer ajutorul celor care interacționează cu el, să-l ajute în cariera asta lui de fotbalist, pentru că este un moment greu și pentru el, din punct de vedere fotbalistic. Și dacă se poate să îi se dea o mână de ajutor, să treacă un pic peste și să nu moară speranță, cum era la un moment dat, și să, pentru că este păcat, că este un mare talent. Păcat pentru că el de fapt face niște greșeli și de fapt nu-și dă seama de ceea ce face. Nu ea este de vină că ea probabil că îi cere anumite lucruri, el este de vină că acceptă lucrurile acestea. Deci el este cel care greșește și nu-și dă seama de greșelile lui. Am fost și noi tineri la rândul nostru și noi am făcut greșeli, poate fiecare la rândul lui a făcut greșeli, și dar el face o greșeală foarte gravă și nu-și dă seama de acest lucru. Deci pe ea nu o acuzăm cu nimic, pentru că e normal să-și dorească să fie numai al ei. Asta, și el este de vină că acceptă lucrul ăsta. Putea să se impună, să zică, ești iubita mea, părinții sunt părinții mei și nu pot să-i reneg. Se putea foarte frumos să se împace până la urmă, dar se pare că n-a știut să gestioneze această situație, domnul Denis Drăguș. Mama mai are vreo speranță de împăcare? Nu. După ziua de ieri, 13 iunie, v-am zis că 13 iunie, 13 îmi dă niște... Este o cifră care ne ajută, m-a ajutat în viață, așa, să-mi dau seama de ceva, mi s-a întâmplat evenimente, în fine. 13 iunie, ieri, așa, ieri ne-am dat seama când am pierdut, pur și simplu, pe copilul nostru. Atâta timp cât este în acea familie, noi l-am pierdut, nu mai avem nicio posibilitate să-l contactăm. De-aia rog încă o dată pe cei care interacționează din punct de vedere fotbalistic cu el să-l ajute, pentru că este un talent și trebuie ajutat. De fapt, la finala cupei, când am fost, am zis, bă, uite mă, a câștigat finala cupei, hai, acum o fi bucuros, ne împrietenim. Nu ne-a băgat în seamă. Am vrut să iau mașina să o iau de nebun, vă spun sincer. Domnul Mihai Petru, poftim? Nu, am vrut să plec așa, să văd, nu știu unde mă duc. Am plecat cu mașina, dar și la un moment dat am răspuns la telefon și mi-a zis soția, întoarce-te, te rog eu frumos. Da. Denis nu știe lucrurile astea, că el are alte preocupări. Și, cum îi zice, a fost o umilință, nu ne-a băgat în seamă la un eveniment care am zis, bă, hai că e bine, a câștigat cupa, hai să ne împăcăm. Zic, poate la bine ne împăcăm. Nu ne-a băgat în seamă. Am strigat după el acolo și pur și simplu stătea cu curul la noi. Ați văzut că de la tribune era mai era un pic. El și cu ea nu ne-au băgat în seamă. Umilință totală, umilință. Dar am suferit, am zis, hai că să avem răbdare. Dar pare că nu. Răbdare... Acceptați să povestim un pic și despre demersurile către biserică pe care le faceți în ultimele luni, în ultimii ani? Vă spun sincer, soția de când e cu Denis, bine, ea era,
credincioasă, foarte credincioasă, dar de când e cu Denis ce s-a întâmplat, dacă mă duc în casă, sunt tot felul de lumânărele, lumânărele, miruri, tot felul de candele. Deci în casă, să nu mai spun că în fiecare săptămână, vinerea, duminica, se duce la biserică, mă duc și eu după ea. Deci din punctul ăsta de vedere, săraca nu știe ce să mai facă. A zis că tot, poate vrea. De fapt, noi ce vrem? Doar să vorbească cu noi. Nu vrem să vină să vorbească, că suntem oameni. Deci să vorbească, atâta vroiam. Deci nu să... Cine știe ce. Da, adică să vorbească. Nu știu, să-i cereți bani, să-i cereți să vă ajute cu ceva? Doamne, avem o afacere. Tocmai culmea că ei nu au nicio afacere. Nu vreau să dau mai multe amănunte despre familia lor. Noi avem afacerea noastră. Avem o patiserie. Deci avem, ne câștigăm banii pentru uzul personal.